aprobarea procesului verbal la ședinței ordinare a Consiliului Local de Legiu din 25.07.2022, proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al Comunei de Legiu și al regulamentului local de urbanism aferent. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 5. Proiect de hotărâre privind participarea Comunei Helegiu la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru investiția, modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Helegiu din județul Bacău. 6 diverse. Cine este pentru? Supunem spre aprobare procesul verbal din ședința din 25.07.2022. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 2, privind aprobarea prelungirii valabilității planului urbanistic general al Comunei Helegiu și al regulamentului local de urbanism aferent. Dar e vorba de punctul Comunei Helegiu, care trebuie prelungit, pentru că nu am încă dat în termenul pe care l-am prelungit inițial. Asta și pentru că au fost oprite lucrările pe perioada pandemiei și inițial am cerut de la Consiliul Județean sfârșitul anului și ne-au acordat mai mult, 24 decembrie, ne cadrăm în teren fără nicio problemă, documentația deja este trimis către avizare, dar durează foarte mult obținerea avizilor, mai ales la cei de la Agenția de Mediu, unde în jur de 6 luni de zile, 180 de zile lucrătoare, din câte știu eu, până când îți da avizul, după băi probleme de mediu. Dacă aveți întrebări dumneavoastră aici? Și au cum s-a primit zi vizată? Nu cum sunt? Cred că undeva în primăvară, zic eu. Mai interesul nostru e maxim, că mai sunt probleme. Nu, nu aveți de casă treburi, vorbim de planul de PUC. Nu vorbesc de cadastru general. Tot vorbim de cadastru. De PUC, de PUC. Și care sunt problemele? Te zic, parcă spunea problema la unii ședinții mai ani de mult, ca să se smărească, nu? A, da? Păi astăzi toată mâine. Tocmai despre asta, aici mă referam. Nu, PUC va fi integrat totul. De asta am și devansat în termenul, pentru că a durat destul de mult să identificăm toate cele zone care se pătează a fi intragrane, adică se poate construi. Și am trecut la intragran în zona aceea de partea de CAFA, dincolo de SMT, partea asfaltului, am părătesc în zona de aici, în zona de aici, de pe strada Bisericii Sus, unde sunt niște locuințe fără autorizații, Adeleri. Strada Bisericii la Elegiu? Da, da. Ce locuințe sunt fără autorizații? Azi mă acolo în CAFA, la Nicălieti, la Brăi, la acolo. Sunt în Instagram. Acest Instagram. Și mă ghi la toată Instagram, dar noi spunem că trece linia PUG-ul de spart locuințe. Acolo unde pune în alta nu putem să facem nimic, dar unde se pretează, deja am dat o modificare. Dar pe piatra aici sunt foarte multe case. Și pe șez și pe... Dar se va construi. Vorba de vatra asta, nu, deja este... Oi, dar și... Nu, ăsta nu e luat... Este extins destul de bine. L-am extins cât s-a putut. Mai mult decât ar fost cazul. Foarte bine. Este tot. Tot ce înseamnă cu drum de acces la drum comunal, drum național, drum județean, le-am extins pe intravan, se poate construi. Asta și pentru că am observat că în toate satele, vatra, în centrul satului, de satul vechi, e compact, e plin de case. Chiar dacă nu e o casă veche, nu mai sunt zone în care se poate construi. Și atunci, în strada aceea, Usturoiul, de exemplu, drumul Șesului, nu se pretează să construi pe ea. Aici, în spatele Sfântului Marian, în spatele SMT-ului, la fel, am trecut intravilan. Asta o să însemne și utilități din partea noastră, cheltuială în plus, vis-a-vis de drum, vis-a-vis de... Da, da, sunt zone care îți pretează să construi și pe casă, dacă mi se oferă acum poza din 10-10 ani să le aprobă PUG-ul, atunci nu trebuie făcut ca lumea. Nu, ne-am ținut cont de toate. Au fost arhitecți în zonă, firma de la Iași. E o lucrare destul de costisitoare, care ne costă tot de mulți bani, de mare parte din bani de la bugetul local. Am tot încercat, în parte, cum sunt județean, să recuperăm parte din bani, dar destul de puțin a reușit.
Da. Nu mai sunt discuții. Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 3, privind aprobarea cotizației pentru anul 2022 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău. Da. Cotizația anuală. Cotizația anuală, fiecare pe care o aprobăm atât la ADIS, cât și la ADIS, care e următorul punct. Următorul punct. Vrem să termin în asociații, ca în orice asociații, partenerul, reprezentantul, trebuie să plătească cotizația. Atunci supunem spre aprobare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Proiectul numărul 4, privind cotizația, da, pentru patrimoniu. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Proiectul numărul 5, privind participarea Comunei Helegiu la programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public pentru investiția modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Helegiu din județul Bacău. E vorba de acel proiect pe care l-am depus pe Agenția de Mediu, în care modernizăm 400 de lămpi utile gestionale și circule din treaba comună. Mă punem astăzi indicatorii tehnicului economici, proiectul este depus, asemenea finanțare. Ce l-ați spart și altfel? Primim finanțare? Da. Nu spui, un proiect destul de mare, totuși. Nu e atât de mare, dar e un proiect... Noi nu suntem foarte rău prin examinatul public, din punct de vedere. Avem câteva sute de lămpi cu LED pe care le-am tot schimbat în decursul anului și care ne-au adus ceva economii la buget. Dar cele pe care le avem sunt deja de 4-5 ani. Termenul de valabilitate, cred că de viață, să spun, al lămpii, încet se va depăși, pentru că nu e ca o lampă cu LED în care schimb LED-ul cu seara. El s-a ars LED-ul de la lampa respectivă, trebuie schimbată. O lampă costă 200-300 de lei, fără montat, fără braț, fără nu știu ce. Cele pe care noi le luăm astăzi și ne sunt într-un fel de comandă de acela european sunt inteligente, să spun că ăsta e cuvântul pe care îl folosesc la orice proiect pe NRR. E vorba de lămpi cu tele gestiune care pot fi dirijate, să spun, controlate de la un panou, de la primărie, să le scadă puterea unor state pe timpul nopții între 2 și 4, de exemplu, când se spune că nu e nevoie de multă lumină. Să le stingi pe zone, să ai camere de luat vedete cu catenele, de Dumnezeu să le facem. Sigur, nu dăm peste cap atâtea proiecte pe care să le depunem pe fonduri europene. Din păcate, eu simt și poate nu e bine să o spun, dar o spun că o simt. Nu știu, dacă sunt colegi în orice, la celelalte instituții, agenții, merge treaba destul de greu. Stăm la fel, termenele sunt destul de prelungite cu obținerea avizelor, la fel, dosarele noastre stau luni întregi la uși pentru a fi analizate. Lipsa oamenilor spune cuvântul, cred că asta este explicația. Acum și toate comunele depun proiecte. Că vrei, nu vrei, sunt firme de consultanță care depun proiecte pentru finanțare. Dacă aveți discuții pe tema aceasta, dacă nu... Dacă nu lăsăm, supune spre aprobare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu mulțumesc. Proiectul numărul 6 de iese. Dacă să spui cineva la cuvânt, doamna Spanciu, domnul... Atunci a început cu doamna Spanciu. Dacă îmi permiteți să nu uit, să repet invitația de vin pe la ora 2 la ziua comunei. Începând cu ora 2, se finalizează undeva în jurul ore 10. La ora 2 vor fi premiați mili de aur, cei care împlinesc 50 de ani de conviețuire, participarea și la preoților din comună care o să-i invit astăzi. Vor fi premiați, omagiați, cu diplomă, cu campanie. Apoi avem programul pe care l-am găsit fiecare dată, cu diferiți artiști populari, ușor, muzică ușoară, Alexandra Ungureanu, Margareta Clipa, nu știu câte spui de asta. Să fim alături de toți, de să fie un timp frumos, să nu plouă foarte tare. Dar să plouă. Acum, da, știi, când investești bani, păcat să nu ai trei patrori și ai niște timpuri de... Da, nu mă trebuie de companie. Margareta Clipa tot nu ia bani, că și contractul e făcut. Și nu are job în viață, sau invers. Alexandra Ungureanu.
nu știu. Acum dăm cotizație pentru ploaie, gata, gata, acolo. Da. Dar preoții la cine? Pentru a face rugăciuni de înnoirea... Deci încă erau 50 de ani, de ce erau 50 de ani? Finale, cred că e un gest frumos în partea lor, dar să nu vă gândiți mereu. Nu, mai să ne luați de la microfon. Da. Mulțumim de invitație. Domnul primar, nu funcționați iluminatul niciodată de sus. Se aprinde de două teni cu stare și o dată în restul macamează. Cred că e timpul. Cred că e o problemă și mă gândesc că e posibil să apă la cineva pentru că se stinge cea bine în continuu și după aia nu mai funcționează deloc. Deci știu că acum două săptămâni de de sus, da. Deci acum 200 de milioane de sus au aplicat transformatorul acolo sau o ploaie de ceva și au schimbat transformatorul. Mă gândesc că e o chestie tehnică. Nu mă gândesc că ne poate afecta și pe domnul. Mi-am avut chiar eu chemat domnul Vice băieții de la de electric și chiar nu am lăsat discuția lor, că a fost trimis pe fiecare zonă să aprinde de la... aprinde curentul de la central și dacă stă câteva minute și o vede aprins, el nu are să știe că se stinge apoi în timpul nostru. Da, și după câteva minute se stinge și a doua problemă, de la magazin, de la bletrea de acolo la deal, tot drumul e plin de pietre. Putem să facem ceva, e venit pietrișul de pe Valea. Aproape că nu se poate trece mașina, adică la Valea, de acolo, unde e altă. A, la Răzești, nu, la Răzești. Deci toată panta bisericii plină de pietriși. Putem rezolva problema asta? Nu oameni sau trei care au ori de făcut în... Trebuie făcut ceva betonat până sus la radul ăsta. Da, acum trebuie rezolvată problema asta cu ce? Până la betonat? Dăm balanță pe parte, îi plouă iar, iar. Dăm balanță iar. Cei de la... Ești cum? Sigur și de asta. Da, da, da. Și la mai ieri să nu vrem asta. Da, mulțumesc. Mulțumesc, domnul primar. Mi-a fost domnul Zăbinescu? Domnul primar, urgent. Urgent, urgent. O la intersecție la Muntene, cu deci Muntene la Porto ăla. Oglindă? O oglindă, să se vadă și care vine din partea de la dea de la Bob. Oglindă de intersecție. Intersecție. Trebuie neapărat. Să întâmplă accident din Muntene, când ești de acolo, nu vezi cu partea dreaptă, mai ales care vine de la dea și mai vine băieții cu urgent. Bine, se circulă foarte tare în comună. Da. Trebuie neapărat. Cât a păsat... Problema mare e până când tornul din cenier, când asta în ciuci, îi zăiți acolo cu telajele. Nu stăm în loc pentru că ploua, dar nu se mai plouă, nici aici nu poate să continui, că nu poate să compacteze pământul pe care vrem prin electrotunat betonul și pavelii, până când nu vine cu scar, nu poți să faci compactorul în mașină. Dar trebuie să liștească un pic, că când vine cu ploua, nu mai plouă două. În momentul în care plinăm asfalt acolo, mă duc și am două bidele sau trei și prin brătila. Nu știu, chiar prin brătila, dacă se toarnă asfalt, propriile de un primar, acolo, nu, înainte de a face propriile ăsta, acolo la asta, la Paula acolo, o copă de nivelare pentru asta și una mai... Nu pot să fac nimic investiții pe plătirea astăzi, pentru că... Nu, o nivelare din aia să fie camera, mai primim cu apă și canalizare. Nu vreți să știți cum va arăta drumul acela. O să fiu un primar de legien acum la Oamenești, pentru că tot drumul va fi spart. Pe acolo va trece apă și canalizare. Se va munce 2 ani, 3 ani zile, la fel și la Drumugești. Adică sunt, degeaba fac un pas și eu acum, că m-am gândit, că nu-i costă foarte mult. Am să fac la Hiligiu, că aici nu mai pune intervenții, îmi pare de ce. Merg ca să treacă. Dar nu pot, pentru că eu îl fac astăzi și eu sper că în ianuarie, februarie, să începe șantier acolo, ceva începe, pentru că contractul este semnat, lucrăm la fel de proiectare, e nevoie îmbrătirea de apă neapărată și drumul ăla, oricum era un drum care merita a fi băgat în reparație și atunci putem să intervenim pe el, o să fie o țeavă din principală, care va trece la Morcan până jos, pe stradă, pentru că și pentru apă. Se va strica, clar, prin proiect, ramificat din proiect, va strica după drumul la forma inițială, așa cum se întâmplă la Onești. Dar vedeți dumneavoastră că la Onești, săracul primar vrea să facă, că trebuie făcută, vorbind de instalații vechi de 50 de ani, dar mai bine în Onești, toată lumea e nemulțumită, e ferie să fie nemulțumită. Este nu mă refer financiar, mă refer și la felul că ești... Tot de exemplu, dacă îți faci o canalizare azi în curte, nu faci aos. Da, dar știi ce sunt lucruri, dacă nu are curent, îi merge lipul în casă. Trebuie să muși scările de jos. Da, 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 da,
Și o vilă care îi trece la Osărnesc să vadă frumos. Da, pune acolo, pune o cameră acolo. Atunci, domnule... Mulțumesc. Parcarea asta de la Cămin de aici? Hai mai rezi. Deci asta am spus, până că nu se liniștește timpul, pentru că nu poate să compacteze. Și ei au fost aici, nu poate să compacteze până că nu e scapă. Au lăsat-o un timp, pentru că cel mai compactare naturală este cel mai eficient din punctul de vedere și din punctul de vedere, fiind destul de îngust, nu un cap decât o talpă, nu poate să facă cu vibratorul. Da, trebuia material. Trebuia mai întreabă. Nu putem să... Da, o să... Nu au abandonat lucrurile. Nu, dar dacă nu știu acolo, credeți că tot drumul e plin de cafele și de... Cu apa, am vorbit cu Fănuț. Fănuț are lucruri de-a plăcut Fântele. Are debit mare, dar nu s-ar putea pune pompă și băgat în direct în rețea. La fiecare două ore se meargă o jumătate de oră. Sigur plăt. Timp contra cost, nu prea mult. Nu știu dacă e legat, dar să întrebăm un jurist, nu știu dacă pot legat. Alu, Fântânța, nu poți să-i scoate cu ei. Hai că spune, nu poți. Deci dacă o faci tu, răspunzi tot. Nu trece printr-o stație de filtrare, nu... Da, și la noastră trece printr-o stație de filtrare. Care? A noastră nu avem apă potabilă. De ce? Nu, nu, ba da, ba da, este. Nu există. Deci apa noastră este trecută prin stații de tratare cu hipoclorit, există și la Drăgugești și la Ghelegiu. Stații separate noi. Și acum noi avem apă potabilă la stația. Noi o facem că să fie parametru, deci nu vă luați analize la apă când... Eu nu folosesc apa de la rețea. Așa și la Drăgugești, nu folosești nimeni, la Drăgugești nu folosești nimeni, dar nu am ajuns. Eu am două fântele. Adică, și dacă faci o băsală, cât faci un urmă, cât îți cât aia... Păi, domnule, și duciți apa la analiză dacă o folosiți la... Pe mea. La cârciumă acolo? Apa mea. A, apa de la Drăgugești. Dacă faci un țar cu cât se consumă, cred că fac dușul oneșterii, toți fac la Drăgugești la Drăgugești. Și la Elegiu fac. Am vorbit cu el și de acord. Ha? Deci nu este. Au făcut el. Nici nu vreau să știu. Fiecare două ore ar trebui. Cât apă este și cât are apă. Dar nu-ți consumă prin penaj. Nu-ți consumă prin penaj. Consumă prin penaj. Dacă un vânzând prin penaj. Dar să-l știu bani. 100 de lei prin ceva. Și apă de acolo e de apă. Cred că vrea să-i investiție 3 metri. La conduc. 3 metri. Da, știu despre ce vorbim. Dar sunt tele puternic decât are. Da, e, apă este pe zona asta. Și eu am grădină apă de... Și n-ar fi investiția mare, o pompă înțepată în rețea. Rețea nu este mai nevoie să o fac. Pentru că este în domeniul privat și nu poți să faci lucrurile. Poate faci un contract cu omul, dacă cumva se răzgândește, nu trebuie ca să descăgubiți. Întrebăm un jurist să vedem cum e. Pentru că este apă. Să știți, la Ilegiu este apă, dacă m-am terminat cu faza de expertiză tehnică. Eu zic că în primăvară scoatem tot ce înseamnă brașamente la stradă. Dacă eu am făcut lucrul ăsta și mergem pe rețeaua care deja este băgată pe teren, unde am primit extrezea și rețeaua este spretează a fi înfată și dat drumul ăla. Rezervorul este făcut, când dutra este trecută tot satul, mai puțin pare de după port, acolo obținem avizul de la drumul național. Dacă nu obțin, eu mă asum și o bag fără să am avizul de naționale, pentru un kilometru cât avem de dus. Și o să trecem pe poduta nouă cu branșamente externe la fiecare consumator. Și atunci nu o să mai fie problema care a fost, pentru că la Ghelegiu este apă. La Ghelegiu problema este că se consumă apă. Adică conducta se trece prin curtea 1, prin interiorul curții, prin spate, prin grădină, și nu are educația necesară de a o consuma în regim doar pentru consum casnic, nici nu pentru dată fasolea. Și dacă ai dat fasolea și ai dat-o cu 5 cădări de apă caldă dintr-o cub, ar fi altceva. Dacă lași curtunul să curgă ore întregi sau seri întregi, nopți întregi, atunci lucrurile stau altfel. Da, dacă mai sunt atent, eu domnul Îndeamnă. Da, ideea e, și din punct de vedere Mariana, că trebuie identificat, deci trebuie văzut pe viitor, că să fie probleme cu apa. Și adică trebuie identificat orice subsidia. Deci în zafă, care putea o... În zafă, care putea o folosi, o consumități. În zafă, că Ghelegiu este scăzută cu cel puțin un metru. Și asta am din date de la ideologie, nu din capul. Dovadă că la Brătila, acolo ne aveau câteva sute de apă oamenii, s-au grupat, s-au săpat cu un metru la fiecare izvor și vă spun că astăzi la Bumocan curgeava la... Și la Răzești, la fel. Deci au coborât oameni pe cheltuiala lor, fără intervenția primării, fără sprijinul, zic că dacă nu s-au amput o pun, mașină cu balas, sau un tiraș care să facă un grup, urge apă, este plăt, dacă vorbim de un an de secție.
măcar apă duce foarte mult. La chine ce nu este apă? La evident când facem încă un foraj acolo, în apropiere din forajul existent, tu știi cum e Mariana, în zona aceea. Ar fi apă să dăm și la cineva. Dar repet, dacă s-a consumat, în condiții normale, să folosești apă aia doar pentru consum, pentru mașini de spălat, pentru dat un animal, nu să solicitezi să lași în continuu să trebuie pe țeapă. Mai am un și o idee. Mă gândesc aici în față la primărie. Bă, tu-mi stâng așa, gata, și așa, zic, să mai pot face un 4-5 locuri de 4 ani. Dar așa e prins proiectul. Păi vezi, e prins până doamna Tărnață la poartă, dispare. Nu am știut un pom, dar nu. Nu, nu, lăsa și ceva de zi, inclusiv. Nu, vă crezi chiar în față primărie. Da, e prins? Nu, nu, în față de deși. Dar de așa, da, 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 tot ce înseamnă material de amă pinționată, scărat. Inclusiv voi, Petri. Scărat toate acolo la ciușme, dar troiți aici jos, în Foșa, le-am dus că era mai mult loc. Parte din, cum se numesc, Pavete, de asta, de tot, rigole, sunt aici. Am mai dat comandă deoparte pentru că vrem să continuăm și acolo față la Mariana Flores, pentru că când ați trece la tărâmul, rămâne mai sus un pic și o să se mâlea asta acolo. Și adică foarte multă apă nu vine, e că la o ploaie foarte abundentă, nu știu, la o rupere de nori. La o ploaie normală, s-ar scurge, dar se te pun la lui, unzi, nu știu ce, și să comatează. Și atunci am dat comandă și departe aceea de vreo 20 ceva de metri. Se duce până în scurgere, la același nivel. Trebuie mai să facem un detașer acum la festival. Și rezolvă. De la intrarea noastră de aici din față, până jos la Flores și inclusiv aici, când ține drumul spre mine, e prea mult. Băieții care vin cu centru societății comerciale, care vin cu saci. Vin selectivă. Da, selectivă, da. Nu știu ce să vă spun, dar ce nu mă se ocupă serviciul sau răbdate, nu știu. În ideea că e cam aș spune ceva și în săptămâna. Știi că vin săptămâna, dar ideea e că vin cu doi saci și zici, mă, selectează copiii, selectează sticla, selectează capul. În doi saci. Nu mi-e greu. Nu mai bine. Că tot, la tot sunt după acela. Păi ei vin totuși, noi lăsăm așa, că ei vin în cealaltă. Păi vin, dar vin câte doi saci, să-mi simt să-mi stau trei. Mai dă mână o seară. Eu zic că trebuie să-i încurajăm pe ea, că bine că vine rea și mi-a și gratis. Da, am văzut că și la granuză se strânge tot pe bani. Bă, dar bine, dar ne scapă pe noi din figură ăștia, nu-i super. Dar e foarte bani de chestia. Și foarte bine, dar nu ce face să aduce cu ciuplă pe ori? Ce să aduce? Tu pierde, să fii, se pune tot ca tot. Nu, nu, ei vin și ne-l ridică, despre asta. Noi îl ridicăm, noi îl ridicăm, noi îl ridicăm, noi unde la adunăm, noi plătim. Așa de bine. Da, dar sunt nu e de chestionat, urmă, cu plastic, cu hârtie, nu undeva. Da, e ok, Max, să mai copii. Da, dar eu fac ei serviciu. Păi da, dar și serviciul lor să... Dar noi cu ce să facem, mă, nu? Cu ce zic? Lasă-i, mă, și 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 mă,